se poate și de dansat. Și foi verde pară voivă, voi așa-i horopii la noi. Dar și se joacă prin delete, voi cu mai mulți fătăi și fete. Ora mei Moldova, vă mulțumesc din suflet și să știți că noi moldovencile suntem de două feluri, Doamne și Doamne ferește! Iar Mioara Velicu este o doamnă extraordinară a folclorului românesc. În aplauzele tuturor, aplauze de care n-a mai văzut sala Palatului Național. Incredibil, dar adevărat. Cum să nu-ți amințile o așa atmosferă? Bine ați venit, dragi prieteni, la început de săptămână alături de noi.
Până la lacrimi a emoționat această prestație artistică pe care oricine, orice artist ar putea să fie invidios. Dar toți vor fi invidioși pe mine pentru că o am alături de mine pe Mioara Velicu, căreia îi spun bun venit și îi mulțumesc din suflet că și-a găsit timp pentru noi. Bună seara, Doina! Mă bucur din suflet pentru invitație și mai ales că tu ești colega mea de o viață. Noi am fost colegi la ansamblu Ciocârlia și avem foarte multe de povestit din punctul ăsta de vedere. Da, și adevărat... din cadrul ansamblului și din afara ansamblului. Și din afara ansamblului, da. Eu, într-adevăr, acest spectacol de la Chișinău de pe data de 6 decembrie 2019 n-am să-l uit niciodată. Spectacol de referință, se pare, dacă nu exact, îl uiți. Da. Deci eu n-am avut niciodată un spectacol al meu, deși eu am împlinit 61 de ani de cântec și anul ăsta, dacă mi-ajută Dumnezeu, împlinesc 80 de viață. Dar nu că nu s-a gândit, mi-au propus mai mulți impresari să facă, însă mi-a fost foarte frică. Și Dumnezeu ce-o fi zis? Ia să-ți dau eu ție un spectacol făcut așa de public, nu neapărat trebuie să fie regizat ceva, știi? Păi de ce și... mai poate fi frică, Mioare Velicu? Oh, dar cum? Dar emoții sunt până nu să mai pot cânta. Pentru că ai o responsabilitate, trebuie să ții publicul în mână, trebuie să prezinți cântece frumoase, să aduci de fiecare dată noutăți. Poate greșești la vârsta la care sunt eu acum, pot să greșesc odată, pot, dar știu, mi-a dat Dumnezeu acest talent de a trece de fiecare dată peste o greșeală care am făcut-o printr-o glumă, printr-o asta și nu pot decât să mă bucur, să știi. Deci asemenea manifestație este demnă doar de mari președinți ai lumii care sunt doriți. E făcut cu orchestra fraților Advahov. Să știi că eu cânt această piesă pe care am lansat-o, Așa-i Hora pe la noi, mai nou acum îi spun toți Catrina, că așa, da. Dar din 1975. Și ia uite-o, piesa, este da, încă și, vie Catrina. Da, exact, parcă mai multă amploare a luat acum. Da, și am... Să știi că, Doina, scuză-mă, din 90, când mi-au imprimat-o mai mulți soliști, da. Și au dus-o în cluburi, mă. Și asta mi-a prins extraordinar de bine mie. Chiar dacă mi-a părut rău la un moment dat, că nu spuneau a cui este piesa, știi? Prima care a imprimat-o a fost Silvia Dumitrescu. Da. Și a făcut pe alt ritm, dar nu mi-a părut rău, pentru că a cântat-o în cluburi, pe unde a mers și atunci a fost mai bine ce pentru mine. Ce mi-a mărturisit acum Mioara Velicu în timp ce vizionam secvența din spectacol, faptul că nici nu mai apucă să cânte acest cântec, că îl cântă sala. Da, știi că de atâția ani îl cânt și tot timpul am făcut eu o glumă așa. Mă, de ce mă puneți să cânt același cântec? Ca să-l înveți ca lumea. Nu o să apuci niciodată să-l uiți pe ăsta, pentru că de foarte multe ori se cere, sau de ce, de fiecare dată. Și culmea, ați văzut cât de iubită este, ați văzut cât de susie ca nivel artistic și de fiecare dată îmi spune: nu-mi doresc să fiu vedetă, știu că nu sunt sus de tot, dar sunt bine aici unde sunt, la mijloc. Deci eu am spus că este inconștientă, nu-și cunoaște valoarea. Este o modestie care la un moment dat nu face bine. Dar nu e modestie, Doina, e un lucru pe care trebuie să-l stabilească altcineva, nu eu. Păi da, eu vorbesc publicul, în numele publicului. Acum. Da, mulțumesc frumos. E stabilit deja. Mă bucur de fiecare dată când sunt apreciată și cred că n-aș putea trăi fără cântec. În momentul când nu va mai merge vocea, sau poate să meargă vocea, dar să nu mă mai accepte publicul. Și atunci... Nu știu ce s-ar putea întâmpla cu tine ca să nu te mai accepte publicul. Deja ești, n-ai cum să ieși vreodată că, din inima că poate românilor. Să zic că, ce de exemplu, fac? Nu pot să dau niciun nume, nu pot să fac nimic, dar am colegi care zic așa, băi, dar până când o cântă asta? Dar nu până contează când... ce zic ei, contează ce zice publicul. Bine,
nu arăt atât de bine, pentru că na, e, sunt 80 de ani. Și ce să fac, mă, dacă... Eu plec acasă. Numai. Da, mă, Doina, cum da, pentru că... Cum poți să spui uite, asta? Da, îmi spun alții... Nu arăți de 80 de ani, clar! Îmi spun alții și mă doare foarte mult când îmi spune cineva că sunt urâtă și că... Ești influențabil, mai... înseamnă, gata. Nu, dar parcă aș vrea să... Pentru ceea ce fac, pentru cum arăt, pentru că nu... Aș fi vrut să-mi fac o operație, dar ce rost are? Nu mă mai cunoaște Dumnezeu, pe urmă. Cam bancul ăla, nu? Noi da. Ne facem schimb de bancuri permanent da, pe da, tu ești muza. Tu mi-aduci tot timpul, îmi dai, pui pe WhatsApp și eu le învăț și le asta spun. Asta pentru că știu că ai simțul umorului și de pe vremea când erai la ansamblu, știm foarte bine da. Că râdeam mai ales în turnee, exact, când ne adunam doamne, seara după spectacole, care seara? Noaptea? Ce și mâncam din conserve? Acești 12 ani cât am stat la Ciocărlia au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Cei mai frumoși ani din viața mea. Pentru că era tot organizat, pentru că erau monștri sacri ai muzicii populare. Așa și Poseanu, Benoni Senulescu, Maria Ciobanu, Angela Moldovan, Ion Cristoreanu, Maria Butaciu, Simeon Pop, Maria Păunescu. Deci nu se poate. Dumitru Zamfira ca instrumentist. Ce am putut să văd acolo, ce a fost acolo, a fost o școală galerie de interpreți. Da. Și m-am integrat și m-au primit foarte frumos și n-am de ce să mă plâng. A fost ceva extraordinar. Deși de erai Mioara Velicu, aveai acea capacitate de a învăța de la ceilalți. Deci chiar dacă poate erai peste ei la un moment dat, erai atât de docilă încât acceptai ce ți se spune. Și mă gândesc că aici la Maria Butaciu, Dumnezeu să o ierte, care era permanent sfătoasă cu toată lumea. Da, da. Și o mai aveai și vecină. Adică nu era suficient că erai în cabină cu ea la ansamblu. Era Dumnezeu și vecină pe scară. Dumnezeu să că ieri ar fi împlinit 84 de ani. Dumnezeu să o ierte. Uite că nu întâmplător vorbim despre da. Ea acum. Mi-a fost o colegă foarte bună, o prietenă bună. Am stat în bloc cu ea. Mă duceam de fiecare dată. Ne spuneam Vă despărțeau două etaje, parcă. Da, da, da. Eu stăteam la 3, ea stătea la 5. Eu am venit în București în 80 și îi mulțumesc din suflet și Dumnezeu să-l odihnească pe Constantin Zincă, fostul șef al ansamblului Ciocărlia, care ne-a creat niște condiții extraordinare și mi-a dat locuință și buletin de București și îți dai seama, apartament cu 3 camere. Vă dați seama că vorbim despre anii de dinainte de Revoluție. Da, da, că după Revoluție da. Nu-ți mai dădea nimeni. Da, atunci trebuia să faci buletin de București, n-aveai să vin. Eu am venit prin transfer, a fost foarte bine. Au fost cei mai frumoși ani, au fost anii care m-au împlinit, anii care m-au făcut cunoscută, pentru că eram între atâția soliști cunoscuți, mari vedete și eram și eu printre ele. De ce pe ei consider vedete și pe tine nu te consider vedetă? Pentru că mie nu-mi place, Doina, să spun vedetă. O vedetă trebuie să fie așa. Când te duci într-un turneu, să ai un etaj din hotel cu machiaj, cu afeze. Păi și aia pe care îi consideri tu vedete aveau? Păi nu, dar erau cunoscuți foarte mult de public. Și tu nu da. Ești cunoscută foarte mult de public. Ba da, dar n-am dacă să ajung dacă ești pe stradă niciodată... și întreb pe un trecător da? Știi de Mioara Velicu, o să zică vreunul nu. Nu, o să zică nu. Ei, păi să știi de câte ori mă duc pe undeva și mă cunoaște, mă place lumea și zice, ce faceți doamna Laura? Deși noi nu semănăm. Dar pentru că noi am cântat și noi am făcut cântece extraordinar de frumoase și am făcut și noi, să zic așa, o istorie în duete. Eu cu Laura Lavre când eram în spectacole era ceva extraordinar. S-ar putea ca și Laura când merge pe stradă să nu știu să dacă zice, așa, deși noi nu semănăm. Da, dar pentru că e mai cunoscută, știi? Și atunci lumea... Eu zic că sunteți în egală măsură. Da, e adevărat, da, da. Dacă eu, Laura este... Nu pot să vorbesc urât și niciodată n-am să vorbesc de nimeni, pentru că moldovencele
Dacă suntem bune, mă, ce să facem? Da, mă, ce să vă duceți crucea, ce să facem? Și vă, argumentez de ce sunteți în egală măsură cunoscute. Știi bine că eu sunt și impresar și sunteți solicitate în aceeași măsură, da, în țară. Tu poți să spui, dar foarte bine, da, că atunci... În aceeași măsură, da, sunteți, da, solicitate. E adevărat, da, da. Deci este o unitate de măsură pentru mine, este, da, asta. Și are repertoriu frumos și toate moldovencele. Și nu ne asemănăm una cu alta. E că mare lucru suntem... să ai personalitate artistică. Asta și trebuie, da, ca să rămâi, avem, da, să rămâi, da, în memoria, da, publicului. Margareta are stilul ei, Laura, exact, la fel, Sofia nu mai vorbesc, Matilda, Daniela Condurache, exact, și eu, și mai sunt alți soliști care sunt altă generație din urma Fiecare noastră. Fiecare este inconfundabilă, toți sunt buni, da, da. Nu știu, toți moldovenii sunt buni și toți soliștii care s-au îndreptat spre muzica populară. Aveți sunt un mare noroc, aveți o ladă de zestre în care atâtea, da, cântece vesele sunt și de joc, de... Asta este spiritul vostru, spiritul moldovenesc, până la urmă. Este, da. Și noi, așa cum spuneam eu, suntem de două feluri, Doamne și Doamne ferește. Eu m-aș încadra mai mult la Doamne ferește. Ei, lasă! Hai să ne pregătim de primul dar muzical pe care ni l-ai adus și continuăm să cu vorbim. Plăcere. Că avem destule. Mulți aud din moldovenii, măi, măi. Și n-are altă treabă de-a ei moldoveni să leagă, măi, măi. Eu tot stau și îi ascult, dar aș vrea să-l răspund, măi, măi. Ia priviți cu toții roată, râdi hârbioană spartă, măi, dacă banatul-i fruntea, șardea lui este mintea. Mai întâi Moldova mea, sufletul-i și inima, măi, măi. Dacă am stat și ne-am gândit, moldovenii din arhii, măi, chiar și numai jumătate s-ar lăsa țara într-o parte, măi, măi. Chiar dacă prea mult vorbești, măi, măi. Știi ori și meșteșug, de la daltă până la plugă, măi, măi. Moldoveanca-i mândră tari, ea din toate în casă are, măi, măi. Bob cu bobă și umpli sacul, niluiești și săracul, măi, măi. Dacă banatul-i fruntea, șoardea lui este mintea. Mai întâi Moldova mea, sufletul-i și inima, măi, măi. Dacă am stat și ne-am gândit, moldovenii din arhii, măi. Chiar și numai jumătate s-ar lăsa țara într-o parte, măi. Vrednici noi am dat, măi, măi. Și cu suflet și cu nume îi cunoaști întreaga lume, măi, măi. Eminescu și Enescu, Ion Creangă, Porumbescu, măi, măi. Și de-așeia viața-ntreagă mă mândresc că-s moldoveancă, măi, măi. Chiar dacă banatul-i fruntea, șardea lui este mintea.
Mai întâi Moldova mea, sufletul și inima, măi, măi. Dacă am stat și ne-am gândit, moldovenii din arhii, măi. Chiar și numai jumătate s-ar lăsa țara într-o parte, măi, măi. Minunat, i-aș numi acest cântec un imn al moldovenilor. Adevărul e că cele mai multe personalități date acestei țări vin din Moldova. Da, melodia este compusă de Răzvan Mitoceanu. Moldovean. Da, e făcută cu frații Ștefănești de la Chișinău. Moldovean. Iar textul mi l-a făcut Mihai Pascar, care este un om extraordinar. Compune atât de frumos, da. Bucovinean e. Aha, deci s-au strâns moldovenii la un loc și au zis, hai să rupem în două așa țara. Este, da. Mă gândeam acum, zic, cum poți să-ți menții glasul la 80 de ani? Dodă, eu așa îi zic, Dodă, o simt foarte aproape. Eu nu îi zic nici Mioara, acum i-am zis Mioara, dar îi zic Dodă. Cum se poate, Dodă, să-ți menții glasul la 80 de ani? Nu știu, mă întreb și eu. A, n-ai da, mă întreb secret. Și eu, pentru că mă gândeam, mama mea, Dumnezeu să o odihnească, pe care am moștenit-o, de la o anumită vârstă, ea n-a mai putut cânta. Și mă gândeam și eu că tot așa, cam de pe la 65-70 de ani, ea n-a mai putut cânta așa cum cânta înainte. Dar eu, parcă din zi în zi e mai bine, parcă din zi în zi e mai bine și nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să mă pot menține așa, să pot apărea în fața publicului, să cânt live, să zic, direct, cum da. Să, nu, live să scrie. Da. Da, să cânt live și să mă bucur de fiecare dată când sunt în fața publicului și în general moldovencele suntem și cântăm live și avem vocile, ne-au rămas cam același. Îmi place că speranța există. Da. Pentru că atunci poți să te și întreb ce trepte ai mai putea să urci ca să devii vedetă, că așa ai zis, mai am trepte de urcat. Ce trepte? Ce ar mai trebui să faci? Tu, Doina, cel mai ce bine... Ce-ți lipsește? Multe. Ah. Aș fi putut să fac mai mult din ceea ce privește cântecul. Muzica. Da. Păi, muzică ușoară cânți, romanțe cânți, muzică populară cânți. Da. Cred că nu te-ai gândit la manele. Cred că... Ba, dar și pe alea le cânt, la petreceri le cânt, pentru da? Că... Da, sigur, la petreceri private cânt și asta, dar cânt manelele, de fapt, nu chiar manele, ci cânta Guț prima dată când s-a lansat el, niște cântece extraordinar de frumoase, cu texte frumoase. Da. Acum da, n-aș putea să cânt... Și acum, știi? De fapt, aș putea să cânt și acum, dacă mă pun... Poți, dar nu vrei. Da. Oricum, ai agenda plină de spectacole, da, de evenimente. Da, mulțumesc Dumnezeu, da. Câteodată zic, mă, parcă zic că e mult. Parcă zic că e mult, pentru că eu dacă aș scrie pe YouTube sau pe... Rețelele astea de socializare. Da, pe Facebook, că nici nu știu cum să le zic. Dacă ar scrie, cred că n-ar fi bine pentru mine... că ar vedea lumea că mă laud. Dar eu am foarte multe spectacole, sunt solicitate și în străinătate și toți artiștii sunt solicitați. Toți avem treabă. Tu înțelegi? Toți avem treabă. Indiferent de vârstă, indiferent, toți avem treabă. Unii mai puțin, și cred că muzica populară e pe mâini bune în continuare și că nu există să dispară vreodată, pentru că la orice petrecere te-ai duce, dacă nu faci un program de sârbe și de ore, aia nu-i nuntă. Sau... Păi bineînțeles. Nu? Ca nunta fără lăutar, cum se spune, nu? Nu poți așa. Ne îndeamnă regizorul să mai ascultăm da, cu plăcere. Un cântec, iar eu nu pot să spun nu, că tare mi-e drag să o ascult pe Mioara Velicu ori de câte ori am ocazia, iar asta este cea mai bună ocazie. Cât frunze, cât iarbă au fost.
un pic, măi. Dușmanii de-am aflat, of, of, încă nu i-am numărat, măi. Dușmanii spune și-o răspune, eu am locul meu în lume, nu duc grija banilor și nici a dușmanilor, măi. Ușor, măi. Dușmanii spună și-o răspune, eu am locul meu în lume, nu duc grija banilor și nici a dușmanilor, măi. Când munșești of, of, într-o bună dimineață și nevat o să găsești, of, of, și pin la colțuri vorghești, să vorghească mult și ghini, of, of, vorbilii n-ajung la mine, iar de-ajung li pun la spate, of, of, și merg pe drum mai departe. Dușmanii spune și-o răspune, eu am locul meu în lume, nu duc grija banilor și nici a dușmanilor, măi. Dușmanii spune și-o răspune, eu am locul meu în lume, nu duc grija banilor și nici a dușmanilor, măi. Ce texte frumoase! Când ai făcut Jenii Nicolau? Extraordinar! Felicitări Jenii Nicolau pentru asemenea Jenii Nicolau versuri. Mi-a făcut asta și Zi Gheorghiță, Zi cu foc, adică melodia, toată lumea zice, mi-a intrat un junghi în spate, să cânt melodia cu junghiu. E foarte talentată, l-a scris texte pe muzică. Să nu uit că mi-am adus aminte, la ansamblu Ciocârlie am avut-o și pe colega mea, Stelia Nasima, atâția ani de zile, da? Și... Doamne, eu am fost colegă cu Benoni care mi-a dat cântece, care de fapt m-a adus în București și acum o să am un spectacol la Arad în iunie și o să mă duc la mormântul în memoria lui. Da, 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 da. Mm-hmm. Nu în memoria lui, nu. A, nu, întâmplător, nu. Ai, întâmplător am și se leagă, da. Dar să mă duc la cimitir acolo unde el este depus și o să... Eu duc un buchet de flori și s-a prins o lumânare pentru că a făcut enorm de multe pentru știu mine. Știu că el te-a adus, da, nu? În București. Da, da, el și cu Ileana Sărăroi. Dumnezeu să ierte pe amândoi. Iar cea care te-a dus prima oară la anunț, te-a recomandat prima oară la anunț, a fost Maria Ciobanu? Da, cu Maria Ciobanu am fost mai de multe ori la anunț. Ea m-a luat, de fapt, la foarte multe anunți. Ea lua pe toți colegii noștri. Când mergeam câte patru soliși cu ea. La, ce frumos. La petrece, da. Și nu pentru că ea n-ar fi putut să cânte toată noaptea, dar pentru că mai avea grijă și de noi. Și așa am făcut eu, pentru că eu aveam 1500 de lei pe vremea aia, aveam salariu. Și cu ea câștigam 3-400 la o nuntă, seara mă duceam cu ea, cântam un program și uite așa am putut să... Ca să înțeleagă tinerii din ziua de azi sau cei care n-au apucat acele vremuri, 400 de lei costa o pereche de pantofi guban. Da, da. Ca să facem puțin dar raportul. Pentru mine era de ajuns pentru că ducându-mă în fiecare sâmbătă și duminică, îți dai seama cu ea câți bani făceam și îmi prindea foarte da, bine. Da, mai făceai două pentru salarii. Pentru că eu am fost foarte modest financiar.
modest financiar, până când am venit în București, până l-am cunoscut pe bărbatul meu, am dus-o foarte greu, în sensul că n-aveam tot ce mi-aș fi dorit eu, cum aveam colegele mele, cum le vedeam că își pot cumpăra orice cu bani, eu aduceam toți banii acasă, pe unde mă duceam în străinătate, ca să îmi plătesc datoriile, să nu fiu datoare. Niciodată n-am fost datoare la stat, niciodată. Tot timpul mi-am plătit și acum sunt obișnuită tot la fel. Prima dată îmi plătesc tot ce trebuie de la începutul anului și pe urmă merg bine. Eu cred că statului nu-i convine că n-ai datorii, că avea de unde să-i adobânzi. Ce m-ar suna. Chiar n-ai făcut împrumuturi la bancă niciodată? Nu, mi-a fost frică. La bancă n-am putut. Mi-a fost frică de bancă, de poliție și de spital. De poliție, deși lucrai în Ministerul de Interne. Nu știu de ce mi-a fost frică, pentru că n-am greșit niciodată cu nimic. N-am și soțul, Dumnezeu să-l ierte, era tot în Ministerul de Interne la Dinamo? Da, da. Și când îl vedeam îmbrăcat așa, îmi puneam respect. Când zicea, treci, am trecut. Bine, nu, că erai generalul în casă. Glumesc, a fost un om extraordinar. Un om extraordinar a fost. A avut grijă de mine. Eu nu știam de nimic, absolut din nimic. El s-a rezolvat toate problemele. Eu mă duceam la cântare, făceam acasă mâncare, era și mama cu mine. Am dus o viață foarte frumoasă. Dumnezeu să-l odihnească. Ea ca pe 1 aprilie împlinește 11 ani de când a plecat la Domnul. A, deci a prins. Și pe 24 februarie ar fi împlinit 84 de ani. Oh, pe 24 februarie, chiar în ziua de Dragobete. Chestie, Dumnezeu să-l ierte. Dar e bine că a prins-o pe Cristinica. Da, pe sigur nepoată. Că da. Sigur că da. Și vroia tot timpul să o vadă, să învețe, să ajungă om mare, să ajungă asta. Îi plăcea extraordinar. Pisoaia, mai știi? Da. Pisoaia, era mică, a venit toată cu ea la ansamblu. Avea 3 ani, cred că avea. Și zic, mă, tu ești pisoi sau pisoaie? Da, ea, pisoaie. Da, acum are 35 de ani. Îți dai seama, dacă avea 3 ani, îți dai seama acum câți ani de când ne știm? Da, Doamne. Da. Și parcă nu ne-am schimbat. Da, mai ales zic, eu. Zic, așa zic, da. Hai să mai cântăm puțin. Da, cu și plăcere. Și mai vorbim. Că sunt sigură că telespectatorii noștri asta așteaptă în mod special. Da. Să te audă cântând. Mulțumesc Domnului Mare pentru toate cât mi-a dat, măi, pentru marea fericire a celor ce le-am cântat, măi. Nimeni n-ar putea să spună din viață cât o rămas, dar eu cât mai am putere, of, nu mă las și nu mă las. Nimeni n-ar putea să spună de la viață și nici n-am cerut nimic, măi. Dar am avut sănătate și din toate câte un pic, măi. Nimeni n-ar putea să spună din viață cât o rămas, dar eu cât mai am putere, oh, nu mă las și nu mă las. Nimeni n-ar putea să spună cât o rămas, dar eu cât mai am putere, of, nu mă las și nu mă las. Mulți s-au dus de lângă mine și mulți dragi au mai plecat, mă. Din viață cât o rămas, dar eu cât mai am putere,
S-a întâmplat să fie drumul vieții terminat, măi. Da, lăsați moartea să vie, ca să pun eu la jucat, măi. Nimeni n-ar putea să spună din viață cât o rămas, dar eu cât mai am putere, eu nu mă las și nu mă las. La sfârșit de an, când făceam serbare, eu luam inițiativele și luam rochile de mireasă de la toate femeile care le-au păstrat și ne îmbrăcam, știi că indiegele sunt cu rochii, da? Așa și făceam. Și eu cântam, eu făceam coreografia și dansam. Cântați muzică populară românească cântam, sau cântece indiene? Cântam indiene, da, cântam și indiene. Și mai știți dar un cântec indian? Nu vă mai amintiți. Nu mai mi-aduc aminte. Bine, indienii au o coreografie extraordinar de frumoasă și acum mă uit la Muzica lor este foarte frumoasă, este foarte bună, da. Ce se întâmpla cu frumoasa fată Mioara de acolo, din satul acela frumos? Nu se îndrăgosteau băieții de dumneavoastră? Ba da. Când ați cunoscut așa acest sentiment al iubirii? Când v-ați îndrăgostit prima dată de un băiat sau când s-a îndrăgostit un băiat de dumneavoastră? Dacă a fost acolo. Da, acolo a fost. Acolo în satul meu. N-am să pot să spun numele pentru că... Cum doriți dumneavoastră? Nu știu. Am avut prieteni pe cu ochii ăștia frumoși, da. Așa pentru că eu eram și cântăreață și foarte bună dansatoare, da. Și nu exista să stau odată pe marginea horii, niciodată nu s-a întâmplat să stau. Veneau băieții și mă invita. V-a plăcut, da, cântecul, da, și, da, jocul. Plus de asta am învățat să cânt și la acordeon, da. Da. Și la noi, la țară, când se făceau casele noi, nu se bătătorea pământul decât cu un bal sau o asta, știi? Și intra înăuntru. Avea loc, da? Petrecerea, loc, de casă, petrecerea nouă, de casă, da, nouă. Și se bătătorea pământul și acolo. Și știam o sârb, un vals, un tango și o bătută. Și asta le știam. Cântați, da, la acordeon, da? Apoi și jucați, cântați și cu gura, cântați și cu vocea. Da? Și acolo la, eu știu, da, la și, petrecere... Prietenul meu nu era chiar atât de bucuros, pentru că eu aveam și asta, nu puteam să fiu tot timpul lângă... Dar, într-adevăr, acolo am cunoscut dragoste de copil. A fost, nu... A fost, dar nu s-a întâmplat nimic. A fost, nu, doar așa... Cât până... a durat? Vreo 2 ani de zile. Când vă supărați? Când nu, cum nu recunoaște cineva de la cine a luat cântecul. Asta vă supără? Da, asta mă supără. Mă bucur când înseamnă că plac cântecele și sunt bune și fac succes cei care le cântă, dar dacă și spune de la cine l-a luat cântecul, e extraordinar. Vi s-au luat cântecele? Da, sigur, așa e hora pe la noi, o cântă toată lumea. Toată lumea, și da. Trupele, și imprimate, nu că așa o cântă, da, imprimate. Asta vă personalizează pe dumneavoastră. Acest nu, nu pare rău. Este nu cartea rău de vizită. Dar știi ce spun ei? Păi e din folclor. Păi nu pot, din folclor, este adevărat. Dar spune cine a lansat-o, pentru că eu am cules-o. Eu știu, Aurelian, că ați nu aveam... Ați făcut-o cunoscută, i-ați dat interpretare în stilul sigur că dumneavoastră. Da. Nu aveam i-ați ce m-am chinuit până să culeg. Atunci la Trandafir de la Moldova ne trebuia repertoriu și eu nu aveam casetofon și știam câteva note și îmi scriam fără bemol, fără diej, la cheie ca să pot să rețin melodia. Aveam o ureche, Dumnezeu m-a înzestrat așa. Fără să aveți studii muzicale. Nu. Păi asta spun. Da, eu am studii muzicale de pe prispa casei. De pe prispa casei, da. Foarte frumos. Și conservatorul, am zis-o în multe emisiuni. Nu în spectacole și, da, restaurante. Conservatorul, ce ai conservatorul? Da, am o fabrică de conserve la Tecuci. Da, bine că mai funcționează. Funcționează. De conserve. Ora mea-i Moldova. Oh,
aveam un coleg, Nelu Lupașcu, care spunea așa, Mioara, ai să vezi ce bine ai să duci. Cum ai să te aduci acolo la Ministerul de Interne? Ai să cunoști tu vreun capitan? Și ce a spus, cunoști... Doamne ajută! Da, și într-adevăr, capitan era când capitan l-am cunoscut. Capitan era? Da? Nicolae Martinescu, care... Fost campion mondial la lupte greco-romane, la Dinamo. Era un om extraordinar de înalt, bine făcut, frumos. Mi se părea că e... de dumnealui? M-am îndrăgostit dintr-o poză care mi-a arătat-o Maria Butaciu. Că a zis, mă, trebuie să-ți fac cunoștință, că Maria îl cunoștea, că fusese la un festival la Helsinki. Doamna Maria dorea din suflet să vă mărite, da, să mă mărite, din câte îmi dau seama. Și eram la Petroșani și era așa de frig la un motel acolo, știi cum era înainte, fără călduri, fără condițiile nici. Eu de atunci. Mă uitam la poza lui și zic, Doamne, cât de bine arată, dacă m-aș găsi cu el, dacă m-ar plăcea, dacă... Și nu, s-a îndrăgostit, doamna Mioara Melicu. Ți-a plăcut surpriza? Vai, vă mulțumesc frumos, mai ales că se apropie 24 februarie și, într-adevăr, soțul meu a fost un om extraordinar și îi mulțumesc din suflet și îl rog ca să-mi aleagă un loc acolo frumos, să nu fiu nici acolo jos, dar nici sus, să fiu chiar la margine, la margine de rai, să fiu, să pot să cânt și de acolo și să transmit celor care merg pe drumul cântecului să tot timpul să meargă bine. Și lui Aurelian Preda îi mulțumim Dumnezeu post-mortem să-l odihnească, da. Pentru ce a realizat. El a făcut, a lăsat niște documente extraordinare care vor fi peste ani. Urmărind acum materialul, mi-a venit în minte, apropo de Ministerul de Interne, o glumiță, că tot facem noi schimb de glumițe. Vine bărbatul acasă la nevastă și îi spune nevastă, m-au făcut general. Bine, oricum... Cum erai tu când erai locotenent, nu o să mai fi niciodată. Se spune că înțelepciunea vine cu vârsta. Ai simțit asta? Da, bineînțeles. Păi la începuturile mele nu știam să leg două vorbe, să dau un interviu. 30 de secunde avem pentru asta, da, pentru răspuns. Nu știam să leg, dar pentru că avem așa de puțin, vreau să spun că melodia Nu mă las și nu mă las, este textul este compus de Văru Săndel și îi mulțumesc din sufletul meu pentru că mi-a făcut așa un text exact pe sufletul meu. Atunci vom reveni după ce ne dăruiești următorul cântec și continuăm ceea ce începusem. Caz am strâns pe lume, lume, eu la nimeni nu pot spune, lume, că nimeni n-a știut cât am plâns, cât m-a durut, ce necazuri am avut, of, lume, că nimeni n-a știut cât am plâns, cât m-a durut, ce necazuri am avut, of, lume. Of, dați-mi să beau, să mă mai iau, poate am să uit. Of, dați-mi să beau, să pot să uit ce-am petrecut. De rău dușmanilor, Doamne, multe am tras. Dacă aș ști că mor ca mâine și tot nu mă las. M-am plâns la nimeni, o flume, știe doar inima mea, o flume. Și cât am dus-o de greu, știe doar sufletul meu și cu bunul Dumnezeu, o flume.
Și cât am dus-o de greu, știe doar sufletul meu și cu bunul Dumnezeu o flume. Of, dați-mi să beau, să mă mai iau, poate am să uit. Of, dați-mi să beau, să pot să uit ce-am petrecut. De rău dușmanilor, Doamne, multe am tras. Dacă aș ști că mor ca mâine și tot nu mă las. Mie nu-mi pasă de lume, lume. Mănânc și beau cât mi-e bine, lume. Și atunci când noi mai fi în mormânt mă-i odihni, nimeni nu m-o pomeni o flume. Viața-i val de frunze moarte, le duce vântul departe, că deșertăciuni sunt toate lume. Of, dați-mi să beau, să mă mai iau, poate am să uit. Of, dați-mi să beau, să pot să uit ce-am petrecut. De rău dușmanilor, Doamne, multe am tras. Dacă aș ști că mor ca mâine și tot nu mă las. De rău dușmanilor, Doamne, multe am tras. Dacă aș ști că mor ca mâine și tot nu mă las. Măi, Dodă, să continuăm. Spuneam că înțelepciunea se dobândește cu vârsta. Spuneam dacă ai ajuns la această vârstă, la concluzia că unele lucruri n-ar fi trebuit să le faci și să regreți că pe altele nu le-ai făcut. Doina, orice om greșește și am greșit în viața mea și sunt lucruri pe care nu o să le spun niciodată și o să merg cu ele în mormânt. Mulțumesc pentru răspuns. Dar, am zis că te provoc. Nu, nu. Dar sunt lucruri pe care, adică aș fi putut să fac mult mai mult. Dacă aș fi fost la timpul respectiv și ajutată din punct de vedere al mass media. Al promovării. Al promovării, da. Dar mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce am făcut, că am făcut totul numai și numai pe vocea mea, pe spatele meu, pe faptul că mă mândresc că sunt la origine țărancă și am învățat multe lucruri de acolo care m-au prins extraordinar de bine în viață. Și n-aș vrea să-mi spună altcineva, că tu îmi ziceai că de ce nu mă numesc vedetă. Eu sunt un slujitor al folclorului. Deci nu pot să fiu vedetă. Mie îmi place ceea ce fac. Eu vreau să mă duc, eu dacă în pandemie cât am stat acasă, n-am suferit decât din punctul ăsta de vedere că n-am putut să fiu în fața publicului. În rest nu m-a doborât nimic. Atât de frumos ai vorbit că nici nu mai poți să te mai întreb altceva. Adică ai vorbit ca de final. Mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc din tot sufletul că ai fost alături de mine. Și îți mulțumesc și îmi face deosebită plăcere că m-ai chemat și că suntem față în față și ne-am adus aminte de lucruri frumoase pe care le-am trăit noi la Ciocărilă. N-am vorbit despre Israel. Da, că sunt și lucruri urâte bine, în viața asta. O să mai vin. Da, pentru că poțim oricând, oricine poate. Da, nu o să uităm niciodată că pe plajă, la Marea Mediterană, ne întrebam, ne-o da impresarul Carol? Ca să-i spun și numele, să știe artiștii, să ferească de el. Ne-o da banii? Că de dat ne-a dat, dar nu cât trebuia. Da. N-am așa luat noi cât trebuia, el ne-a dat. Da, e adevărat. Eu mulțumesc din suflet și le urez telespectatorilor sănătate multă și să țin aproape de muzica adevărată. Din care și Mioara Velicu are parte în repertoriu. Așa mulțumesc. Că te ascultăm în încheiere mulțumesc, cu un iubitele. Alt dar muzical. De tristeza.
săptămâni jumate, nu-i intrat în junghi spate, nu-i intrat în junghi spate, măi bădiță măi. Și am dat cu toate șele să iasă junghiu din șale, să iasă junghiu din șale, măi bădiță măi. Degeaba și să vă spun că mă doare și acum, am gândit că de-o juca, poate nu mă mai durea. Degeaba și să vă spun că mă doare și acum, m-am gândit că de-o juca, poate nu mă mai durea. Oi, oi, două zi Gheorghiță zic cu foc, oi, că tare-mi place să joc. Două zi cu foc și zi mai tare, oi, o lecuță mă mai doare. Ai o veșină cărcotașă și din hirii buclucașă și din hirii buclucașă, măi bădiță măi. Mi-a spus că junghiu de țâni, intru în pământ cu zâli, intru în pământ cu zâli, măi bădiță măi. Să mă duc la baba Ioana că-i din Gemini sărmana, să pui jos să mă calce și junghiu mă las în pașe. Să mă duc la baba Ioana că-i din Gemini sărmana, să pui jos să mă calce și junghiu mă las în pașe. Hăi, hăi, două zi Gheorghiță zic cu foc, hăi că tare-mi place să joc. O zi cu foc și zi mai tare, parcă nu mă mai doare. Ai de când joc parcă neghini și junghiu nu mă mai ține, și junghiu nu mă mai ține, măi bădiță măi. Uite așa i-am găsit leacul și s-o duc junghiu săracu, și s-o duc junghiu săracu, măi bădiță măi. Lasă ducă unde-o vrea, nu să stea schinarea mea, am să-l duc veșinilor să stea și în schinarea lor. Lasă ducă unde-o vrea, nu să stea schinarea mea, am să-l duc veșinilor să stea și în schinarea lor. Oi, oi, da zi Gheorghiță zic cu foc, oi, cât tare-mi place să joc. Da zic cu foc și zi mai tare, oi, cât din loc nu mă mai doare. Piesa noastră, Bandalia, pentru toți dumneavoastră. Când mă apuc o pandalie, beau două, trei, patru zile și beau și chefuiesc fără să mă opresc, ca a doua viață n-o trăiesc. Când mă apuc o pandalie, beau două, trei, patru zile și beau și chefuiesc fără să mă opresc, ca a doua viață n-o trăiesc. O bine ce uităm supărările și ne facem mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, s-o țin într-o veselie. O bine ce uităm supărările și ne facem mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, când e chef, băi, chef să fie, bă! Orchestra de la Roma! Nu vreau avere, îmi fac viața la plăcere, cu prietenii mei și cu dușmanii mei, așa e viață, vrei, nu vrei. Nu vreau bani, nu vreau avere, vreau doar mândre la plăcere, cu prietenii mei și cu dușmanii mei, așa e viață, vrei, nu vrei. Cu bine ce uităm supărările, ce mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, s-o țin într-o veselie. Cu bine ce uităm supărările și ne facem
face mai frumoase zilele. Mă uit așa, îmi place mie. Când e chef, păi chef să fie, mă! Apucă pandalia, vreau să înceapă nebunia. Și ca și mamețesc, fără să mă opresc, ca doua viață n-o trăiesc. Când mă apucă pandalia, știe toată România. Și ca și chefuiesc, fără să mă opresc, ca doua viață n-o trăiesc. Covine ce uităm supărările, ce mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, s-o țin într-o veselie. Cu vine ce uităm supărările, și ne face mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, când e chef, păi chef să fie, bă! Beau două și chiar cinci zile. Și beau și chefuiesc, fără să mă opresc, ca doua viață n-o trăiesc. Când mă apucă pandalia, s-a terminat șmecheria. Și beau și chefuiesc, fără să mă opresc, și tot așa să o lungesc. O vine ce uităm supărările, și ne face mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, să țin într-o veselie. Cu vine ce uităm supărările, și ne face mai frumoase zilele. Uite așa îmi place mie, când e chef, păi chef să fie. Iată-ne, hai vino încoace lângă mine, Octavian. Iată-ne într-un alt spațiu muzical, cel al cântecelor de petrecere, care se aud atunci când este pandalie cu șmecherie, parcă așa înțeles. Sunt regionalisme din Moldova, Octavian Bârgă, care vii din Moldova. Da, vin. Rămânem în spațiu moldovenesc, doar cu alt gen muzical. Da, vin de la Roman, de fapt de lângă Roman, de la Săbăoani, cam 7-8 km de Roman. Nu sunt neapărat regionalisme, pandalie. E, am glumit, da, da, dai seama. Da, da, pandalie, adică cred că o folosești toată țara, da, și bineînțeles. Piesa asta, da, piesa asta. Nu un cântec, n-am auzit-o în cântece, de-aia da, acum da, am da, remarcat. Da, 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 cred că este prima dată care se folosește acest cuvânt în piese. De și petrecere, în, da, da. Și prinde. Spune-mi, ce e cu prâslea din orchestră? Ianis este băiețelul meu. Ia, du-l încoace puțin. Vino încoace, Ianis. Ia vino, mă, Ianis. Eu știu răspunsul la următoarea întrebare pe care ți-o adresez, dar vreau să spui tu. Ce-i cu arcușul ăla însemnat din loc în loc? Este... Ce ți arată? Este ce cântă la vioară. Adică ți arată cât să tragi în, da, jos, cât să tragi în sus, nu, vioara? Da. Arcușul? Da. Da? De când studiezi tu vioară? De 2 ani. De 2 ani? Oh, și câți ani ai acum? 8. De la 6 ani ai chinuit copilul cu vioară mică. Când o să ajungi la vioară mijlocie? Eu sunt deja la o vioară mijlocie. E vioară mijlocie asta? Da. Mi s-a părut așa mică pe lângă celelalte că am zis că e vioară mică. Da, da, da. Atunci când crezi tu că o să ajungi la o vioară mare?
peste câteva 4 ani. De ce, măi, că vrea tata când spui la vioară? Nu, eu am vrut să cânt la vioară. De ce? Pentru că mi-a plăcut să cânt la vioară. Ce să-ți placă, mă, că e atât de greu? Ai făcut bășici la degete până acum? Nu. Nu? Înseamnă că n-ai studiat suficient. Ne arăt și nouă ceva în direct. Ce vrei tu să cânti? Nu știu. Ce vrei? Uite, îți spune tati. Care e cu păsărica. Da, ia uzi. O mai știi? Da. Și nu ți se pare greu, măi? Nu. Cât studiezi pe zi? O oră jumate. Dar în fiecare zi? Aproximativ. Dar tu mai ești o surioară, măi, de 3 săptămâni. N-o doare capul oare când cânti tu la vioară? Nu. Crezi că îi place? Nu știu. Vrei să cânti în orchestră cu tata? Să zic că nu e orchestră, că sunt mai puțini instrumentiști. În formație cu tata? Da. Știi cum se numește formația? Da. Cum? Accord Band. Tare! Accord Band. Nu e adevărat. Nu ești, cum se zice, nu ești la zi cu cunoștințe. A fost numele ăsta al formației, nu mai este. Ia zi, tati. Orchestra Octavian Vârca. Deci poartă numele tatălui. Da, suntem în tranziție încă. Pe viitor, așa o să se numească, Orchestra Octavian Vârca. S-a numit aproape 20 de ani Accord Band. Dar de ce orchestră? Că orchestră e de la 15 membri în sus. Taraful este de la 15 membri în sus. Nu, e taraful până în 15 membri. Da, orchestră, da. Formație, orchestră, tot. Formație, da. Ideea e să-mi poarte numele până la toată urma. Că... Cum ai avut ideea asta și cum de ai adunat pe toți în această formulă? Deci, eu am început să cânt de mic, am preluat și eu la rândul meu de de la tatăl Ianis? Meu. Da, tatăl meu mi-a insuflat pasiunea pentru muzică. Am început să cânt pe la 3-4 ani cu orga. După care îți plăcea? Am făcut școala de muzică, am făcut și canto. Da, școala de muzică nu ai făcut-o la 3 ani. Nu, am făcut până la 7 ani, m-a învățat tatăl meu. Asta de la 7 ani am făcut școala de muzică la Roman. Și 7 ani de acasă, vezi? Da, și 7 ani de acasă, bine spus. După care am făcut canto la Iași, la Octavian Băncilă și după aia conservatorul aici, la București, la Ciprian Porumbescu. A, deci ai făcut conservatorul? Da, pian principal, canto secundar. Și la început am pus numele trupei Accord, așa se numea, am denumit Accord. Era sugestiv pentru ceea ce făceați? Când am pus numele în 2000, în anii 2000, 2002, 2003, era, să zicem, chiar singura de pe piață cu acest nume, dar cu timpul, cum tot apar trupe și, vedeți, orice nume ați spune la trupă, mai sunt încă 2-3, minim, 2-3-4 mai sunt. Dar cu numele tău nu. Da, și am hotărât să pun numele meu pentru că eu degeaba mi-am înscris numele la OSIM și am făcut actele pentru a nu folosi ceilalți numele de Accord Band. Eu nu am inima aia să-i dau în judecată, să nu mai folosească și numele. Și ai preferat să cedezi. Cel mai deștept cedează, știi vorba aia. Până la urmă știți cum e, când se uită lumea ascultătorii noștri, când se uită pe YouTube sau când ne văd la televizor, ei ascultă solistul. Băi, cine e solist? Octavian. Deci dacă ăla luăm, știți? Ce mă miră că nu s-a îndrăgostit de pian. Cântă și cu orga, cântă și cu vocea un pic. Ai făcut tu pian, de-aia mă mir. Da, până unde vioară. El cântă un pic și cu orga, cântă un pic și cu vocea. Cu vocea încă e mai timid, așa, vă dați seama. Dar cu orga cântă chiar bine. Cântă mai bine decât cu vioara, aș putea spune. Și totuși îi place mai mult vioara. Da, și dacă îi place vioara, vă dați seama. Eu îl duc la ce îi place lui. Normal, și ești mândru. Dacă ar fi după mine, eu nu l-am obligat. Chiar tuturor le spun, nu i-am spus absolut nimic. Da, asta este părerea. Ia și cântă sau să-i pun instrumente, să-l oblig sau așa. Nu, i-am spus, dacă vrei, fă-te inginer constructor sau orice altceva. Dar ce faci să-ți placă, să ai succes în ceea ce faci. Dar nu asta a văzut în casă. N-a văzut inginer constructor în casă. Păi da. Și dacă are și urechi, are și talent, e păcat să... Exact, să nu-l cultivi. Da. Mai povestim, dar vreau să ne dăruiești următorul colaj. Sigur că da. Facem un colaj acum de
de petrecere, un colaj de șpriț. Noi în seara asta o să cântăm și piese de ale colegilor noștri, așa, cover, ca să nu se, așa, supere nimeni. Cântăm și de la Marian Cosma și de la Baboiaș, de la toată lumea. Nu vrem să se supere absolut nimeni. O să începem acum cu un curaj ca să le meargă telespectatorilor noștri un vinuț rece de la gheață. Scoateți vinul repede. Vinul de care îți place, care aparține prietenul meu Marian Cosma și pe această cale îl salut. Îl salutăm și noi pe Marian Cosma cu drag. Și ascultăm acum formația Octavian Vârgă, însoțit de Prâslea Vârgă. Succes, băieți! Vă ascultăm cu drag! Vreau să beau în seara asta cu prietenii și neamul, să nu știm ce e amarul, să închinăm cu toți paharul, să lăsăm grijile în spate, vesel să privim în față, să uităm de sănătate și de fericire viață. Bea din vinul care-ți place, hai să vezi că vine o vreme când n-o să mai poți întoarce ce ai trăit mai devreme. Hai să bem, să facem glume, dar ca n-am să nu stea seacă. Toate relele de lume azi pe lângă noi să treacă. Bine, bine! Nu se lasă, dar fă-ți mai frumoasă clipa cu o sticlă de vin pe masă. Lasă timpul ca să zboare cu prietenii lângă tine, toarnă-ți vinul în pahare, iubește cât poți de bine. Bea din vinul care-ți place, hai să vezi că vine o vreme când n-o să mai poți întoarce ce ai trăit mai devreme. Hai să bem, să facem glume, dar ca n-a să nu stea seacă. Toate relele de lume azi pe lângă noi să treacă. Hai, băiețe! Să-mi cânte lăutarul, că mâine nu știm ce vine. Și nu vreau rău să ne pară, că se duc repede anii, tot muncind din zori în seară, de ne iau mințile banii. Bea din vinul care-ți place, hai să vezi că vine o vreme când n-o să mai poți întoarce ce ai trăit mai devreme. Hai să bem, să facem lume, dar ca n-a să nu stea seacă.
toate relele de lume, azi pe lângă noi să treacă. Încă una frumoasă. De ce oare trandafirii? Vine rabule, vine pinule, vine acordul. De ce oare trandafirii se scutură toamna? De ce vine iarna rece și ninsoarea grea? De ce oare primăvara toate florile floresc? De ce păsările cântă și oamenii iubesc? De ce oare primăvara toate florile floresc? De ce păsările cântă și oamenii iubesc? Orchestra Octavian Vârgă pentru dumneavoastră. De ce cerul-i plin de stele și luna-i regina? De ce soarele încălzește și ne dă lumina? De ce ziua trece-n grabă și noaptea pe urme calcă? Și de ce după furtună vine vreme bună? De ce ziua trece-n grabă și noaptea pe urme calcă? Și de ce după furtună vine vreme bună? De ce omul își dorește tânăr să rămână? Și de ce din când în când inima-i suspină? De ce lacrima din geană ei vindecă orice rană? De ce durerea de-o viață i-o citești pe față? De ce unde e frăția se strecoară dușmânia? De ce oare, păi de ce, spune omule? Iată, dragi prieteni, am revenit în platoul emisiunii la început de săptămână și ascultăm în continuare un colaj de cântece de diferite genuri, ritmuri muzicale, iar primul dintre ele trebuie să știți că aparține chiar celui care cântă, solistului, Octavian Vârgă și orchestra sa. Cea mai frumoasă piesă de dragoste pentru toate iubirile. Se spune că doar odată în viață iubește omul cu adevărat. Dragostea-i mai dulce, prețioasă, când pui suflet și o faci cu drag. Se spune că doar odată în viață iubește omul cu adevărat. Dragostea-i mai dulce, prețioasă, când pui suflet și o faci cu drag. Eu te vreau, te vreau mult și mai mult, mai mult ca la început. Te-aș dori și te-aș iubi și
în altă lume de vopi. Eu te vreau, te vreau mult și mai mult, mai mult ca la început. Te-aș dori și te-aș iubi și mai mult ca-n prima zi. Fără speranță și ai apărut în calea mea. Mi-ai făcut viața mult mai frumoasă și îți mulțumesc, inima mea. Eram rătăcit fără speranță și ai apărut în calea mea. Mi-ai făcut viața mult mai frumoasă și sunt fericit din vina ta. Eu te vreau, te vreau mult și mai mult, mai mult ca la început. Te-aș dori și te-aș iubi și în altă lume de vom fi. Eu te vreau, te vreau mult și mai mult, mai mult ca te-aș dori și te-aș iubi și în altă lume te vom fi. Pentru tot ce iubiți voi, domnilor și doamnelor. În viață iubește omul cu adevărat. Mi-ai făcut viața mult mai frumoasă și îți mulțumesc acum cu drag. Eram rătăcit fără speranță și ai apărut în calea mea. Mi-ai făcut viața mult mai frumoasă și sunt fericit din vina ta. Eu te vreau, te vreau mult și mai mult, mai mult ca la început. Te-aș dori și te-aș iubi și în altă lume de vom fi. Eu te vreau, te vreau mult și mai mult, mai mult ca la început. Te-aș dori și te-aș iubi și în altă lume de vom fi. Yes! În continuare cântăm ca la nuntă un colaj macedonesc, un trandafir crește la ferida mea, arabul nostru de 18 ani și jumătate. Vă dau o retornelă exact ca acolo unde trebuie, ca la Macedoni, o retornelă frumoasă. Hai, arabule! Cum se poartă? Un trandafir
fir crește la firida mea. Și-așa pleacă frunză lili jos, lungă paricanea până la vrota mea. Și se pare că am să mor didor, lungă paricanea până la vrota mea. Și-mi pare că mor acum didor. Bine, 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 bine. Casa scriu, ca să scriu eu vrut al meu dor. Ca să scriu eu vrut tot la al meu dor. Le 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 licea pădurilor. Ca să scriu eu vrut tot la al meu dor. Le 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 licea pădurilor. Bine, bine, bine. Firida mea și-așa pleacă frunză lili jos, lungă paricalea până la vrota mea. Și se pare că am să mor didor, lungă paricalea până la vrota mea. Și se pare că am să mor didor. Cu sol minor. Încă o piesă frumoasă. Lună albă, toți cei care sunteți cu ochii pe noi puteți cânta cu noi în fața micilor ecrane, normal. Una, două, trei, merge! Toată noaptea pe cer luna-mi strălucește, dar ea nu vorbește, nu mai mă privește. Dar numai luna-mi știe mie dorul, care știe cât de tare inima mă doare. Luna albă, fermecată, luminează calea asta încurcată. Drumurile sunt închise, cât de mult te strâng în brațe, nu se aude, mă! Suspeva, suspeva! Întreb luna dacă știe despre tine, dacă este bine și mai ții la mine. Dar poate că și tu te rosi arana lună și vreo veste bună are să-mi spună. Ia auzi! Se vede din depărtare omul cu mare caracter și valoare. Și știu că nu vă convine, că ta vie bine, bine. Hai, hai!
De ce soarta este rea și ne desparte? De ce ești departe? De ce nu aparte? Dar de iubirea ta ce mi-o doresc în viață, cu lacrimi pe față te caut prin ceață. Mama mea când m-a făcut, multă baftă am mai avut, am avut. Și știu că noi vă convine, că orchestra e bine, 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 bine. Dam, pam, pam, dam, bine! Mai bine cu iată. Spuneam, dragi prieteni, că în această emisiune, în toate edițiile, avem parte de invitați din diverse domenii. Iar când vorbim despre muzică, chiar din domenii diferite ale muzicii, cum ar fi muzica clasică. Și iată că avem alături de noi un reprezentant al fundației, chiar președintele Fundației George Enescu, Cristian Maricaș. Mancaș, căruia îi mulțumim pentru prezența sa în emisiunea noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație. Trebuie să spunem, să familiarizăm telespectatorii cu ceea ce înseamnă Fundația George Enescu. Că de George Enescu am auzit cu toții, moldovenii din seara aceasta s-au mândrit rectemioara Velicu cu George Enescu, care s-a născut pe plaiuri moldovenești. Sigur, sigur. Și acum vreau să știu de la dumneavoastră ce înseamnă Fundația George Enescu. Fundația George Enescu a fost înființată cu un scop nobil. Și acela este pentru promovarea culturii românești. Asta e cel mai important lucru pe care îl face Fundația George Enescu. Promovarea artiștilor români, promovarea formațiilor din România. Artiști însemnând și soliști și instrumentiști. Soliști, instrumentiști, formații muzicale, da, clasice, bineînțeles, da, da, în da. Primul rând clasice, dar nu numai, nu numai. Și cu repertoriu de muzică populară, nu? Și cu repertoriu de muzică populară, sigur. Putem face și festivaluri. Am avut la un moment dat, am avut un partener cu un festival de muzică populară undeva în Italia, unde s-a desfășurat un eveniment foarte frumos, unde s-au prezentat niște artiști români și a fost foarte frumoasă acea... Cine organizează aceste festivaluri în afara țării? Noi, de obicei, suntem parteneri cu diverse instituții din afara țării sau cu diverse ONG-uri din afara țării. Avem parteneriate cu instituții de cultură, foarte multe din afară, dar și din România. Asta e cam în mare, să vă spun așa, despre... Dar vrem și în detaliu, pentru că este interesant să afle și cei care vor să mai înființeze astfel de ONG-uri, chiar dacă nu pe muzică clasică, cum vă susțineți financiar? Adică plecăm afară, plecăm în Italia, dar cine plătește? De obicei, Turcul noi nu plătim. Plătește. Da, aici cu finanțarea ați atins un punct sensibil, din păcate. În România, cultura e cam cenușăreasă. Finanțarea de la stat este cât este, este mică, e puțină, dar asta nu ar fi cel mai rău lucru. Cel mai rău lucru este că nu există niște pârghii foarte bine pregătite prin lege, astfel încât ONG-urile să poată, și nu numai ONG-urile, și chiar instituțiile de cultură de stat să acceseze finanțări europene, să aibă posibilitatea să aibă bugete separate din sponsorizări. Imaginați-vă că în anii trecuți, ultimii 4 ani în finanțarea trecută europeană, pe cultură s-au achesat în jur de 8% din fondurile care erau alocate României. Aici sunt mai multe probleme. În primul rând, la Uniunea Europeană nu vin cereri de necesități din partea României. Deci tot ce ne vine deși nouă... Deși din interior există acele cereri. Sunt cereri, dar trebuie să le facă Guvernul României, trebuie să le facă Parlamentul României către Parlamentul European. Exact. Iar aceste cereri de necesități trebuie să ajungă la Parlamentul European, să fie transpuse într-o directivă și acea directivă să fie transpusă în lege la toată Uniunea Europeană. Da. Noi am transpus până acum din legislația franceză
ce au avut ei nevoie din cea germană, nimic nu a venit din partea României. Deci nimic până acum nu a venit către Europa din partea României. O cerere de necesități pentru cultură. Da, pentru că sunt total diferite de cele exact, din alte țări. Fiecare țară are specificul ei cultural. Nu putem să comparăm Germania cu Franța, cu România. Fiecare. Și durerea nu este numai în cultură, este chiar în buzunarul oamenilor de rând. Și referitor la asta, vă invit acum să urmăriți un material. E adevărat, un material umoristic, dar de râsul plânsul. De a râsul plânsul. Din care reiese tocmai ce am vrut. Și pe urmă continuăm, da, să sigur, vedem și sigur. Condiții artiștilor da, de astăzi. Da, bună ziua! Stimați telespectatori, sunt Rada Stan, sunt ziarist, reporter la ziarul Politica Noastră cea de toate zilele. În România ne pricepem toți la toate, la sport, la muzică ușoară, la politică, dar nu bărbații sunt cei mai pricepuți, ci femeile. Așa că vom face un interviu cu o doamnă, cu o femeie care o să ne iasă în cale, dar îi vom face o farsă. Ah, avem deja o femeie aici, o doamnă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Sunt Rada Stan, sunt ziarist la ziarul Politica Noastră cea de toate zilele. Spuneți-mi, ați auzit de ultima știre? Păi nu știu ce trebuia să aud. A căzut guvernul. Nu se poate. Ce faci, ce nenorocire, domniță? Nu știm, nu știm cine și-a băgat coada. Putin, Soros. A, Soros și domniță, sigur că ăsta le dă dubanjelora din piață să rămâi acolo. Vai, săracul domnul primul ministru, domniță, că cât bine ne-a făcut, că ne mări și pensiile, uite, eu fusei la piață și simți. Cum ați simțit? Păi, pe lângă o legătură de pătrunjel, luai și un chil de ceapă. Mulțumiți-i lui Dumnezeu! Nu, domniță, lui domnul primul ministru, îi mulțumim că el ne dă du. E adevărat că renunțai la medicamente. Sunt prea scumpe. Da, luai de mâncare. Da, 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 medicamentele, freca... medicamentele, voiam să spun că sunt frecții la picior de lemn. Da. Nu, domniță, că mi-am prescrise medicul din familie. Da, am prescrise, dar nu am dreptul la alea... prescurtatele, alea reduse, căci că depășește plafonul. Da, pensionarii, vreți medicamente reduse, vreți pensii mărite? Da. Auziți, domniță? Da, nu muri domnul primul ministru, nu doar căzu. Nu, n-a murit, a scăpat. Trăiește. Înseamnă că a scăpat și de norocitul ăla de soră și domniță, că l-a vrut să ne ieie pensiile înapoi, n-ați auzit? Auzi, domniță, dar când se întâmplă... crima asta, nenorocirea asta ce fu? Nu, doamnă, n-a fost o crimă, a fost o lovitură de stat. Data, când se întâmplă? Păi, dar de ce vreți să știți? Păi data, să știu când, că să vedem cum s-au aliniat planetele pentru domnul primul ministru. Vă pricepeți și la de-astea? Nu eu, nu eu. Geta. Geta îmi dădu un cafea de dimineață și îmi spuse de domnul primul ministru că are un om negru pe lângă el. El a zis că, ori e Soroșii, ori Putin, dar eu i-a spus să-i... capul mi-l pui că ăsta este Soroșii. Păi Soroșii e negru? Ei, pe dracu, negru, negru în cerul gurii. Păi... dar când se întâmplă asta? Că anul trecut foal prim-ministru, acum... Păi așa e, da. Anul trecut era primul ministru ăla care v-a promis, dar n-a făcut nimic. Era ăla și acum e ăla care îl critică pe ăsta, care a fost până azi dimineață. Aha, da, că dacă era cine știe o domniță... nu s-a întâmplat grozăvia asta. Da, domnul primul ministru nu muri, doar căzu, nu? N-a murit, doamnă, trăiește, a scăpat. Da, ce m-am liniștit, dar îmi pare rău să pățească așa ceva, că dacă mai rămânea nițel de mai mărea și nouă pensiile, luam și un morcov și un păstârnac și făceam o ciorbă, te linși pe dește. E bine, e de bine. E... da, nici nu-l omorâră pe domnul primul ministru, nu? Nu, doamna, e foarte bine, e foarte bine. Mergeți liniștit acasă. Că ce grijă îmi făceam, domniță. Stai că îmi sună telefon. Da, da. Alo, da. Bravo! Mă sună Geta. Și? Îmi spusă că nu căzu guvernul. Că eu cred că a fost numai un zvon, domniță. Doamnă, a fost o farsă. Am vrut să aflăm cum reacționează populația la o asemenea știre. V-am făcut o farsă. N-a căzut guvernul. N-a căzut guvernul? Nu. Ah, să cădea, să cadă. Păcat.
Da, Diana Radu Stan și cu mine am realizat acum câteva zile acest moment. Trist. Trist, dar adevărat, din păcate. Iar artiștii se încadrează foarte bine în ce ați făcut acest montaj frumos. Dacă ne gândim și la cultura care se pare că, mai ales spre sfârșitul anului trecut, n-a prea fost susținută. Să vă spun o vorbă a unui om mare, așa. Nicolae Iorga se numește, și spunea așa, că să citesc din memorie. Fără cultura poporului, nicio alcătuire economică sau politică nu are nicio valoare. Despre asta vorbim și este foarte real. Și cultura poporului, vreau să vă spun că reprezintă tradiția noastră, reprezintă cântecele noastre populare, reprezintă artiștii noștri care se duc pe scenele internaționale sau în România sau se duc la fiecare comună sau sat unde animă populația. Asta înseamnă cultură. Ea trebuie promovată, trebuie artiștii să simtă că sunt prețuiți. Când a fost înființat ONG-ul dumneavoastră? În 2010. Și în acești ani ați beneficiat la un moment dat de o susținere financiară? Măcar la un moment dat de o susținere financiară? De la stat niciodată. Și care erau explicațiile? Că înțeleg că cerințe au fost. Să vă dau un exemplu. Solicitări au fost. Să vă dau un exemplu. A fost, nu știu dacă ați auzit, există o entitate în Ministerul Culturii, AFCN se cheamă. Și am încercat să obțin o finanțare pe un proiect care se chema Oedip pe înțelesul tuturor. Ce era mai frumos decât să prezinți opera lui Ionescu pe înțelesul tuturor? Era un proiect pe care oricum noi l-am făcut, adică nu contează că nu ne-au finanțat cei de la Ministerul Culturii. Și ce credeți că îmi răspund cei de la Ministerul Culturii? Nu este relevant pentru activitatea AFCN pe care noi o desfășurăm și pentru finanțările pe care le promovăm noi la momentul acela. Dar ați aflat ce era important pentru ei? Ați da, aflat alte am aflat finanțări? La un moment dat, nu știu ce, au finanțat nu știu ce circ. Trebuie să existe și circul. Da. Dă-i poporului circ și pâine. Da. Și trebuie potolești. Să existe și circul. Dar totuși este o instituție a Ministerului Culturii care trebuia totuși să financeze niște proiecte serioase. Iar acest proiect s-a derulat în toată țara. Deci a mers pe finanțare privată, cu parteneri privați. Nu a avut nicio problemă de... Și de atunci m-am lecuit cu fondurile de la stat. Știu că la un moment dat ați avut și un parteneriat cu festivalul George Enescu, care e susținut totuși de guvernul României. Așa este, am avut o colaborare. Președintele țării. Așa este, am avut o colaborare cu festivalul George Enescu, dar din punctul meu de vedere privat. Adică eu n-am avut acces la bani publici niciodată. În sensul că, care a fost colaborarea de fapt? Eu am creat un sistem, la momentul acela era 2013, am creat un sistem prin care am vrut să promovez festivalul Enescu la cel mai înalt nivel. Pentru perioada aceea a fost un eveniment mondial. S-a transmis în live, în New York, în centrul New Yorkului. S-a transmis live festivalul Enescu prin această transmisie pe care eu am realizat-o în parteneriat cu Google. Deci partenerii mei erau Google și YouTube, nici de cum statul român. Iar eu le-am oferit gratis festivalul Enescu acesta, asta vreau să vă spun. Adică n-am avut niciun fel de pretenții, ba din contră, am întâmpinat și atunci tot felul de probleme. Televiziunea română nu voiau să ne dea acces la car și așa mai departe. Câte probleme și totuși ce vă mână în luptă? Ce mă mână în luptă? Simt că trebuie să dau ceva înapoi acestei țări și o să o fac până la urmă. Ce v-a dat ea de trebuie să dați înapoi? Ceea ce sunt, asta mi-a dat. Și sunt mândru de ceea ce sunt. Care e pregătirea noastră de bază? Sunt muzician, activez în Orchestra Filarmonicii George Enescu ca și muzician, dar cânt și cu alte orchestre din lume, cânt pe alte scene din lume, am o activitate destul de bogată concertistică și pe lângă asta fac și activitatea în Fundația George Enescu. Doamne, cât timp vă trebuie și răbdare. Încercăm. Care e planul de bătaie pe următoarea perioadă? De exemplu, anul acesta mai aveți parteneriat cu Festivalul George Enescu? Nu, n-am mai avut parteneriat în ultima perioadă.
Am mai avut festivalul trecut, un parteneriat prin care ne-am angajat reciproc să-i ajut să obțină fonduri europene. Și? Și s-au derulat toate procedurile, că sunt o grămadă de proceduri. Fundația a suportat toate cheltuielile. Nu vă imaginați că am cerut bani de la stat. Deci am venit cu o echipă. Echipa costă, a lucrat. Proiectele costă foarte mult. S-au luat legătura cu toți artiștii internaționali care veneau și trebuiau plătiți prin fonduri europene. Deja se schimba paradigma. Și atunci a trebuit să facem complet o reașezare. Da, tuturor. Și era și o justificare a cerințelor financiare. Exact. Și la un moment dat, din cauza nu știu a ce, s-a oprit. Pur și simplu, când toate actele erau gata, nu trebuiau decât să trimitem documentele către Uniunea Europeană să cerem de contul de... pentru că totul era bine făcut și totul s-a blocat, nu știu unde, la Ministerul Culturii. Nu știți unde? Nu știu, efectiv nu știu. Termenul a trecut și s-a terminat. Și munca noastră a fost în zadar. Și atunci cum vedeți de acum încolo modalitatea de desfășurare a activității fundației? A fundației va merge în continuare așa cum a mers și până acum, privat, fără nicio problemă. Dar bani de unde? Sponsor? Sigur, sponsor de la Uniunea Europeană, sigur. Sponsor de la Uniunea Europeană. Da, nu, și de la Uniunea Europeană. Uh-huh. Dar cred că ar fi cazul ca politicienii să se gândească la o schimbare de legislație în care să se facă un plan național pentru cultură, în care să fie incluse toate aceste probleme care ne dor de atâta timp și am putea să efectiv să facem ca și cultura să ajungă la un alt nivel. Gândiți-vă că o filarmonică, vă dau un exemplu, o filarmonică are un buget de 4 milioane de euro, să spunem, pe an. Există fonduri europene care pot dubla acest buget în momentul acesta. Există fonduri europene care pot dubla acest buget. Doar că trebuie să facă acel proiect, trebuie să aibă, într-adevăr, e o problemă în România că trebuie să facă un program pe o stagiune, pe cel puțin două stagiuni, ceea ce la noi abia acum începe să se întâmple la Filarmonica Ionescu, când s-a schimbat directorul și un director, domnul Cazacu, care, într-adevăr, știe ce face. Dar în țară este aproape imposibil să faci o stagiune pe două stagiuni, să faci un program pe două stagiuni. În momentul când accesezi aceste fonduri, ele sunt pe durată lungă. Deci trebuie ca programul să se desfășoare pe cel puțin 2 ani de zile și să fie foarte strict. Adică în momentul când l-ai hotărât... Da, să nu te abați deloc de la ceea ce exact, ai scris da. În proiect. Dar poți să dublezi bugetul. E foarte simplu. Și asta ar fi una dintre posibilități. Dar mai există și altă posibilitate prin care trebuie schimbată legislația sponsorizării. În momentul acesta... Singurul lucru care se poate face pe legislația actuală este să facem acele deduceri de 2% din profit. Știți cum păi fac firmele? Se fac, la sfârșit se fac, se fac, dar sunt sume foarte mici. Aha. Sunt sume foarte mici. Dacă cum este în Germania, de exemplu, acum. În Germania, dacă sponsorizezi un eveniment cultural, ești scutit de impozit. Deci cât țin ei la cultură? Exact. Asta și acum, prin comparație, ne dăm seama... Cât? Adică banii stat, în loc să se ducă la stat, îi se duc într-un proiect cultural. Acel impozit, cu totul, nu vorbesc de 2%. Și sunt bani foarte mulți în sensul ăsta. Deci bani sunt. Totul este să știm cum să-i luăm, cum să-i accesăm. Și dacă vrem, să-i accesăm. Dacă vrem, exact. Și nu noi, cât cei care... Și ar mai fi o mică chichiță de legislație prin care ar trebui managerii cultural, de instituții culturale de stat să aibă în obligație de serviciu să facă asta. Că altfel nu vor face. Din păcate. Eu am încercat cu foarte mulți manageri din țară. V-am spus doar cu festival. Au fost foarte deschiși. Au vrut să facem. Din păcate s-au oprit undeva în Ministerul Culturii. Și asta s-a terminat. Eu vă doresc mult de tot să găsiți calea de a achesa niște bani. Pentru că intențiile noastre sunt nobile, așa cum ați spus. Eu nu vreau să achesez bani, să știți. Eu vreau să... Fonduri. Eu vreau să se schimbe legislația ca toată lumea să ia banii și să-i folosească. Până să ajungem... Da. Vedem, v-am spus finalul. Da, da, da. Ce vă doresc. Sigur. Să aveți, pentru că, să aveți banii aceia de care aveți nevoie, pentru că promovați tinerii talentați și nu numai în țară, chiar și în afara țării și atunci ei ne reprezintă cu cinste... Și așa se aude și de România de bine. România exportă cei mai mulți artiști din lume aproape. Cred că suntem pe locul 3 în lume la exportul de artiști. Trist e că unii se exportă singuri.
Se exportă singur pentru că, din păcate, în România nu pot supraviețui. Nu se pot, da, nu se la pot nivelul dezvolta. Lor. Și eu am fost unul dintre artiști plecat destul de multe vreme în afară cu contracte. Dar am revenit pentru că am preferat să stau aici și să plec din când în când decât să stau pentru afară. Pentru că nu v-ați pierdut speranța. Eu nu zic să nu vă pierdeți și să fiți optimist. Să dea vă mulțumim Dumnezeu. Mult de tot pentru prezența noastră în emisiune și sper să reveniți cu vești bune. Cu siguranță o să revin cu vești bune. Nu vă lăsați. Sigur. Mulțumesc. Mulțumim. Și eu mulțumesc. Și ca să nu rămânem triști după veștile aduse de către Cristian Manca și în ceea ce privește cultura în general și cultura muzicală în special, haideți să ne bucurăm de cântecele aduse de Octavian Vârgă și de orchestra sa. S-a uscat frunza și iarba, mi-au albit părul și barba, și la anii tinereții parcă sunt în toamna vieții. Am avut zile cu soare și zile cu supărare, dintre ele care oare, care m-au albit mai tare. De ce, tinere, părul ca ți-a cărunțit? Spune-mi cât te-ai tras, spune-mi cât te-ai pătimit, spune-mi cât mai poți, cât mai poți să tragi de mult, că ești doar un om, tinere, cu păr cărunt. De ce, tinere, părul ca ți-a cărunțit? Spune-mi cât te-ai tras, spune-mi cât te-ai pătimit, spune-mi cât mai poți, cât mai poți să tragi de mult, că ești doar un om, tinere, cu păr cărunt. Cine, nu știu cine, să albească de la bine, ori m-o albi dragostea, ori dorul și patima, ori toate mândrele mele, care m-am iubit cu ele, n-am pierdut vremea degeaba, mi-au albit părul și barba. De ce, tinere, părul cap ți-a cărunțit? Spune-mi cât te-ai tras, spune-mi cât te-ai pătimit, spune-mi cât mai poți, cât mai poți să tragi de mult, că ești doar un om, tinere, cu păr cărunt. De ce, tinere, părul cap ți-a cărunțit? Spune-mi cât te-ai tras, spune-mi cât te-ai pătimit, spune-mi cât mai poți, cât mai poți să tragi de mult, că ești doar un om, tinere, cu păr cărunt. Doamne, viața mea, când se va sfârși, o fi inima mea, toată averea mea, toată munca mea, va fi pentru copii. Vor să ia cu toți prietenii și dușmanii, o fi inima mea, toată averea mea, strânsă an de an, o fi inima mea. Părinții nu mă înțeleg, prietenii greu se aleg, vai de viața mea. Dușmanii-mi dau târcoale, păsării răpitoare, vai de viața mea. Frații nu mă înțeleg, prietenii greu se aleg, vai de viața mea. Dușmanii-mi dau târcoale, păsării răpitoare, vai de viața mea. Iubitorii noștri și pentru toți telespectatorii Etno TV în această seară. Să fie veselie! Hai, hai!
și eu pe cineva să-i pese de viața mea, o fi inima mea. Toți așteaptă să le dau, înapoi n-am cum să iau, o fi inima mea. Aruncați cu pietre în mine, vă e ciudă că mi-e bine, om dușmanilor. De mi-ați dat o vorbă bună, v-ați dat să mâncați o lună, om dușmanilor. Părinții nu mă înțeleg, prietenii greu să aleg, vai de viața mea. Dușmanii-mi dau tărcoale, păsării răpitoare, vai de viața mea. Frații nu mă înțeleg, prietenii greu să aleg, vai de viața mea. Dușmanii-mi dau tărcoale, păsării răpitoare, vai de viața mea. Odată cu mine și viața mea trece, mâine dacă mor, într-un pământ trece. Anii mei frumoși, eu n-aș vrea să plece, dar îi pleacă trece. Odată cu mine și viața mea trece, mâine dacă mor, într-un pământ trece. Anii mei frumoși, eu n-aș vrea să plece, dar îi pleacă trece. Tu mie, tu mie, Doamne, oh, nu-mi las zilele. Lasă-mă în viață că mi-i place, iartă-mi păcatele. Tu mie, tu mie, Doamne, oh, nu-mi las zilele. Lasă-mă în viață că mi-i place, iartă-mi păcatele. Bine, bine. Aș da ver tânăr să rămân, să iubesc din viață tot ce e mai bun. Și dacă în viață am multe păcate, te rog nu mă bate. Doamne, aș da ver tânăr să rămân, să iubesc din viață tot ce e mai bun. Și dacă în viață am multe păcate, te rog nu mă bate. Tu mie, tu mie, Doamne, lasă-mă în viață că mi-e place, iartă-mi păcatele. Tu mie, tu mie, Doamne, oh, nu-mi lua zilele. Lasă-mă în viață că mi-e place, iartă-mi păcatele. Sol minor. Și nașul, că am suferit prea multe și eu și nașul. La vară plecăm la munte și eu și nașul, că am suferit prea multe și eu și nașul. Ne ducem la sovata, că acolo-i bine, eu mă înțeleg cu nașul, nașul cu mine. Ne ducem la sovata, că acolo-i bine, eu mă înțeleg cu nașul, nașul cu mine. Nașa și cu fina, ele-s cu treaba lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere, să dispui de bani și să ai și lovele.
Iauzi. Nașul știe cum se face un tratament cu coniac și cu cafea și țigărchen. Nașul știe cum se face un tratament cu coniac și cu cafea și țigărchen. Nașa e cam geloasă și nu-i convine, dar n-are ce să facă că nașul-i cu mine. Nașa e cam geloasă și nu-i convine, dar n-are ce să facă că nașul-i cu mine. Nașa și cu Fina, ele sunt treaba lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să dispui de bani și să ai și lovele. Octavian, vezi că această emisiune nu-i de plasare de produse. Vezi că ai făcut o reclamă acolo. Treci pe la casierie, nu-i nimic. Sigur că da, nu este niciun fel de problemă. N-a fost cu voință. A fost, dacă s-a închis la casierie, treci pe la mine. Nu e problemă, rezolvăm. Te rog să-ți prezinți colegii de formație. Sigur, sigur că da. Că merită deopotrivă cu tine să fie cunoscuți, sunt foarte talentați. Sigur că da, sigur, așa este. Hai fără o orchestră, nu prea orice artist ar fi, dacă nu te pune și orchestra în valoare, degeaba ești tu talentat. Și reciproc ai valabil. Încep de la stânga la dreapta, cu mătrul meu cu saxofonul, Andrei Panțăru, care este foarte talentat, cântăm împreună de aproape 10 ani. Finul meu cu acordeonul, Andrei Arabul. Arabul i-am pus noi numele ăsta, este un nickname, cum se zice în popor. Sau o poreclă. Poreclă, ce mai lumea, da. Nickname. Așa. La clape l-avem pe Tinel Dima. Este cel mai vechi din trupă. A început cu mine să cânte în anul 2007. Deci are ceva ani de când cântă cu mine și încă dacă vă uitați, el încă pare tânăr. Deci nu este un chin să cânte cu mine, este foarte bine. Adică doar pare tânăr, vrei să doar spui că nu e? Nu este tânăr, dar pare tânăr. Asta este important. Să mă dau un pic așa. La ped și la tobe în același timp îl avem pe Fursecuț, Petre Mangalagiu. Fursecuț îi spune bunica lui, cred că pe această cale o și vrea să o și salute. O salutăm de partea orchestrei. De ce? Mănâncă multe fursecuri? E dulce ca un fursec. Am înțeles. Da. Și cu vioara Mihai Buhalău de la Bacău, care colaborează și este angajatul ansamblului Busuioc. Și prâzlea cel mai vioi? Și prâzlea cel mai vioi, băiețelul meu, viața mea, Ianis Matei. Doamne, dar ce fițe pe el! Ce gesturi! Și el e acolo, pe felie! Da, este exact... Ceea ce vroiai este... Ceea ce îmi doream și eu, dar așa este. După momentele de publicitate care urmează, revenim în platou direct cu voi. Sigur că da, sigur, mulțumim! De la orchestră pentru dumneavoastră. Bine, băieții. Iale, iale, iara, cântă toată țara. Iale, iale, le, joacă fetele. Iale, iale, iara, joacă toată țara. Iale, iale, le, sus româncele! Ca la nuntă, bă, tată! Astăzi este zi de veselie și-am venit să cânt cu bucurie. De griji de necazuri să uitați și cu noi în horă cu toți să dansați. Astăzi este zi de veselie și-am venit să cânt cu bucurie. De griji de necazuri să uitați și cu noi în horă cu toți să dansați.
Iale, iale, iala, joacă toată țara. Iale, iale, le, joacă fetele. Iale, iale, iala, cântă toată țara. Iale, iale, le, sus Moldove, cele! E chef mare și gol în pahare, văd zâmbet pe chip la fiecare. Așa-mi place să văd oamenii, hai să ținem chieful până zor de zi. E chef mare și gol în pahare, văd zâmbet pe chip la fiecare. Așa-mi place să văd oamenii, hai să ținem chieful până zor de zi. Iale, iale, iala, joacă toată țara. Iale, iale, le, joacă fetele. Iale, iale, iala, joacă toată țara. Iale, iale, le, sus trompcele. Frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. A ieșit o modă nouă, o viața mea. Dacă tu vrei două, femeia vrea nouă. Dacă ai de gând ceva, o viața mea, fă-o cu perdea, că dai de belea. A ieșit o modă nouă, o viața mea. Dacă tu vrei două, femeia vrea nouă. Dacă ai de gând ceva, o viața mea, fă-o cu perdea, că dai de belea. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Să n-am păcat, o viața mea, că așa ai lăsat două la bărbat. Să ai de unde alege, o viața mea, Doamne, dă o lege, că așa nu mai merg. Doamne, să n-am păcat, o viața mea, că așa ai lăsat două la bărbat. Să ai de unde alege, o viața mea, Doamne, dă o lege, că așa nu mai merg. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Femeia frumoasă, nu se ține în casă, vara la mama, ia, ia, la, la Sinaia. Încă una frumoasă!
Mănânc dragoste pe pâine, dacă îmi promiți iubire, c-o să rămân lângă tine toată viața mea. Nu vreau apă nici mâncare, vreau pe ploaie și pe soare, să avem iubire mare, hai dragostea mea. Mănânc dragoste pe pâine, dacă îmi promiți iubire, c-o să rămâi lângă mine toată viața ta. Nu vreau apă nici mâncare, vreau pe ploaie și pe soare, să avem iubire mare, hai dragostea mea. Dragoste, iubire mare, nu găsești la oricare. Dacă ai ști, drăguța mea, ce frumoasă-i dragostea. Dragoste, avere mare, nu găsești la oricare. Dacă ai ști, drăguța mea, ce frumoasă-i dragostea. Mănânc dragoste pe pâine, dacă îmi promiți iubire, c-o să rămâi lângă mine toată viața ta. Nu vreau apă nici mâncare, vreau pe ploaie și pe soare, să avem iubire mare, hai dragostea mea. Mănânc dragoste pe pâine, dacă îmi promiți iubire, c-o să rămâi lângă mine toată viața ta. Nu vreau apă nici mâncare, vreau pe ploaie și pe soare, să avem iubire mare, hai dragostea mea. Lângă tine, draga mea, am simțit ce-i dragostea. Tu știi bine cum să faci, pe sub pielea mea te bagi. Dacă ai ști, drăguța mea, ce frumoasă-i dragostea. Mănânc dragoste pe pâine, dacă îmi promiți iubire, c-o să rămâi lângă mine toată viața ta. Nu vreau apă nici mâncare, vreau pe ploaie și pe soare, să avem iubire mare, hai dragostea mea. Mănânc dragoste pe pâine, dacă îmi promiți iubire, c-o să rămâi lângă mine toată viața ta. Nu vreau apă nici mâncare, vreau pe ploaie și pe soare, să avem iubire mare, hai dragostea mea. Vreau, vino la mine, Octavian, vino lângă mine, pentru că vreau să ne spui dacă evenimentele din anul acesta sunt deja programate sau urmează să te contacteze și cine vrea să te contacteze, unde te găsește? Deci anul acesta e cam full, adică e plin de evenimente, încă de anul trecut era plin, dar acum s-a mai și aglomerat și în cursul săptămânii. Deci cine vrea să te găsească, te găsește pentru anul viitor? Da, și anul viitor deja mai bine de jumătate de an, chiar trei sferturi de an e ocupat. Ne găsește pe YouTube, Acord Band Octavian Vârgă, pe Facebook ne găsește... Dar ca și contact, ca telefon, și contact. Asta. Da, acolo găsești... Ah, și pe YouTube e telefonul? Și pe YouTube, uh-huh. Da, e telefonul. Și pe Facebook, Octavian Vârgă and Acord Band. Octavian Vârgă și Acord Band. Momentan v-am spus că e în tranziție, da, și da, să da. Schimbe și numele la paginile oficiale. Și pagina mea personală, Octavian Vârgă. Cei care, deci puteți să-mi scrieți absolut oriunde, pentru că eu răspund. Spune-le telespectatorilor. Puteți să-mi scrieți absolut oriunde, că eu răspund și... oricine altcineva vrea să contracteze orchestra mea, trebuie să ia legătura direct cu mine. Eu sunt unicul care face contracte pentru trupa asta, pentru că mai sunt și diversi oameni binevoitori care, știți cum e, mai intermediar. Spun că, da, intermediar, nu? Că l-aduc eu, că, dar la orchestra mea doar cine semnează cu mine contract, doar acolo noi vom fi prezenți. Onorăm toate contractele care sunt semnate
face-to-face, cum ar veni. Adică și indiferent de distanță? Indiferent de distanță. Cântăm în toată țara, după cum bine ați văzut, avem repertoriu din toate zonele țării și cântăm începând de la muzică ușoară românească, muzică ușoară internațională, toate cover-urile astea, arăbești, turcești, machedonești, tot ce se cântă, muzică de petrecere, folclor, adică show-urile astea total. Noi avem și o colegă solistă care, din păcate, în seara asta n-a putut să vină pentru că este plecată din localitate. O salutăm pe această cale. Și noi în trupă suntem 7 membri, solist, solistă, saxofon. Dar voi unde funcționați, practic? La Roman. La Roman? Da, noi suntem din Roman. Am înțeles. Eu mai cu seamă sunt din Săboan, pe această cale îmi salut toți prietenii, salut dar părinții. Dar toți sunteți moldoveni, adică. Da, toți suntem moldoveni. Salut toți prietenii, salut părinții, îmi salut socrii mei, soacra mea astăzi face o frumoasă vârstă, o salut. Și doresc că ai făcut petrecere în seara asta. Da. La mulți ani să trăiască. Să trăiască, să fie sănătoasă și să fie mereu alături de noi. Și mai salut toată lumea care ne îndrăgește mai ales și care ne ascultă piesele. Mai ales sunt mulți care mă sună, Octav, am piesa, că avem și am piesele mele proprii și mă mai sună, Octav, am piesa Pandalia, de exemplu, sau am o vorbă, vă spun și gata, pot să o cânt și eu și vă dați seama, e o mândrie pentru mine, eu le spun oricând, luați și cântați-o cu cea mai mare plăcere, numai să nu și-o asume că e piesa lor. Adică bineînțeles, bineînțeles. E cover Octavian Vâlgă pentru că așa fac și eu la rândul meu și este normal ca și eu să, la mai departe, să las tinerii. Cum ai și spus în această emisiune. Da, da, păi da, tocmai. Pentru că la o nuntă, să cânți o nuntă cu piesele tale cap-coadă, nu e că, aproape imposibil. E aproape imposibil. Nu că dar sunt solicitări. Păi sunt solicitări, asta zic. Sunt solicitări, cum e acum pe val, cu femeia frumoasă, cu ea, la ea, cu... Adică și nu trebuie să supere nimeni că le cântăm piesele, din contra, trebuie să fie o bucurie că le cântăm piesele altor artiști, pentru că noi specificăm da, mereu. Și trebuie să știe că în momentul în care voi declarați aceste cântece, acest repertoriu la organismele de gestiune colectivă, automat lor le intră banii. Corect. La drepturile, pentru drepturile de autor. Sigur că da. Și pe lângă asta și la evenimente, când cântăm piesa asta și ei scriu prima dată Femeia Frumoasă, într-adevăr o cântăm și noi, o avem pe ne, dar cine cântă prima dată? Artistul respectiv, știți? Adică este o publicitate indirectă și pentru ei. Da, 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 corect. Da. Evenimente în afara țării ați avut? Am cântat, da, am cântat și în Italia. Am cântat în Italia, am avut solicitări și de prin Spania. În comunitățile de români, da, nu? Da, și de prin Anglia, doar că este greu să ne ducem, de exemplu, în Anglia. Uh-huh. Noi, dacă mergem în Anglia și cântăm sâmbătă, să dăm un exemplu, trebuie să plecăm cu o zi, cel puțin o zi înainte, chiar dacă mergem cu avionul. Și noi să plecăm cu o zi înainte, o zi după, pierdem eveniment aici și vineri și duminică. Exact. Și ar trebui să-i cer un onorariu triplu. Celui... Ceea ce nu, păi, ceea ce nu, da, se cade, organizează, da. Și nu e, pentru noi ar fi convenabil, adică, dar nu. Plus că dacă... îi costă și biletele de avion. Păi și... asta, și nouă, mai degrabă când în România trei evenimente, de că, vă dați seama, toată lumea muncește pentru bani și trebuie să facem în așa fel încât să fie bine peste tot. În concluzie, te găsesc toți. Mă găsesc cei care toți. Doresc, pe Facebook, pe YouTube, pe Facebook. Octavian Vârgă, Accord Band, peste tot și pe TikTok. Aștept sunați la numărul de telefon, da, este al lui, sigur, nu e fake, ce găsiți acolo. Da. Cei care vor colaborări, tot așa mă găsesc, mă pot suna. Deci totul... Păi da, despre ei vorbeam. Da, totul este... Noi îți mulțumim pentru această seară în care ai adus bucurie și ritmuri așa, să ne obosească și să dormim liniștiți. Te invit să ne dăruiești un ultim colaj, sigur că așa, da, cu care să încheiem seara. Un colaj de sârbe. Dar după publicitate și până atunci vreau și eu să fac... Poți să încheie acum, Alex? Să-mi iau eu rămas bun de la dragii noștri telespectatori și să le urez următorul lucru. Fiți veseli și sănătoși, că de restul au grijă alții. Paginile de socializare, ia-uzi! Finișor scump, moșii rece, cu tine omul petrece. Cântă și se veselește,
doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață bună și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu bani. Hai noroc și la mulți ani! Să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu bani, încă una bună la mulți ani! Aveți ei, mișcă! Pentru toți cei care aveți cu mătrii și pentru cu mătrii mei special, iau-ți cu metră! Mă mândresc cu un prieten bun și la toată lumea spun, mă ajută când mi-e greu, e cu mătrul meu. La băut tot amândoi, uităm de griji și nevoi, cum e trebuie să îmi trăiești, bun băiat mai ești. Cu cănuța și parul, beau până ui tot amarul, el îmi spune nu mai bea, vai de viața mea. Aoleu, am amețit și iar adorm în bir, dar cu mătrui băiat bun nu mă lasă. Să mă scol bine, hopu mătru e la mine, mă-ntreabă dacă mi-e rău, las că-mi revin eu. Mă spune două cuvinte, știu cum mătru nu mă minte, plecăm iute de acasă, mergem la terasă. Cu cănuța și paharul, beau până mâini tot amarul, el îmi spune nu mai bea, vai de viața mea. Aoleu, am amețit și iar adorm în bir, dar cu mătrui băiat bun, orchestra mea pentru voi! Fete, să ne trăiască și pentru fata mea, iau-ți. Am făcut în viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și aș da orice ar vrea, că-i fetița mea. Bine, bă!
unde-o vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate. Să-mi văd fetițele mari și-apoi măritate. Să le văd la casa lor, nici atunci aș vrea să mor. Să aibă totul de-a gata, fetița lui tata. Toate mamele din lume, la copil aș le vrea bine. Dar dați-vă bine seama, fetele lui mama. Ca-ca!